începem. Mă uit în sală, pe convocator și pe totul semnat, constat că suntem toți 13 prezenți. Deci se îndeplinesc condițiile legale ca să declar deschisă ședința. În conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 1, din legea Administrației Publice Locale, numărul 215, din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului comunei, Tudor Valere, Comunei Busturoasa, numărul 297, din 12/6/2019, în ziua de marți, 18 iulie 2019, la ora 14, suntem convocați la ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Busturoasa, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi. Citesc proiecte de ordine pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 21 mai 2019. Proiectul numărul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 10 mai 2019. Numărul 3. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 30 mai 2019. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții cu numele lucrări de reparații podețe, acces peste pârâul Camânca, Comuna Busturoasa, Județul Bacău, inițiator domnul primar. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții cu numele amenajare drumuri de interes local în Comuna Busturoasa, Județul Bacău, inițiator domnul primar. Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții cu numele reabilitare școală gimnazială Ioan Aradu Rosetti, inițiator domnul primar. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI-SA a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții cu numele lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații, drum și pârâu, Pârâul Ursului, localitate Busturoasa, Comuna Busturoasa, Județ Bacău, inițiator domnul primar. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță, inițiator domnul primar. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru scutirea la plata impozitului pe mijloacele de transport și taxe de salubrizare în anul 2019, inițiator domnul primar. Și, bineînțeles, ultimul punct, diversele, în cazul în care domnii consilieri au altceva de spus. Am citit ordinea de zi. Doamna secretară, avem ceva la urgență de adăugat în ordinea de zi? Nu. Deci supunem la vot. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bun. Cum s-a votat în unanimitate, putem trece la dezbaterea efectivă a tuturor proiectelor. Numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din 21 mai 2019. În ședințele de comisie ați avut acces la respectivul proces verbal. Cred că vi l-ați însuțit. Dacă domnii consilieri au discuții sau obiecțiuni. Sunt obiecțiuni? Nu. Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Numărul 2. Cu 13. 13 pentru. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 10 mai 2019. La fel, l-ați avut la dispoziție la ședințe de comisie. Dacă aveți obiecțiuni, mergeți în scrisuri. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? 13 voturi pentru, abțineri și împotrivă. Clar, nu sunt. Numărul 3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din 30 mai 2019. La fel, dacă aveți obiecțiuni sau discuții. Nu sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abținem. Majoritate. Am terminat aprobările procesului verbal. Trecem la numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții, lucrări, reparații, podețe, acces peste pârâul Camenca, Comuna Busturoasa, Județul Bacău. În comisie de specialitate s-a discutat acest aspect. Am văzut că toate comisiile aveți avizele aici. Valabile. Dacă aveți discuții în plus sau obiecțiuni. Domnul primar, dacă aveți... Că de aici trebuie să-i formă, să-i vorba. Aici este vorba despre poduri cu oroaia mică și oroaia mare de pe Calga, poduri care sunt prinse în lista de investiții, după cum știți, la începutul anului că am aprobat lista de investiții. Și pentru repararea acestor poduri a fost necesar să se facă un deviz pentru a se prinde toate lucrările care prevăd pentru aceste poduri. Adică cherestea, cui, tot ce trebuie. Și fie prins în lista de investiții, obligatoriu trebuia să facem un deviz făcut de un proiectant. Și a fost făcut devizul, după ce aprobăm devizul general, urmează ca să cumpărăm materiale necesare, iar podurile vor fi făcute în regie proprie cu oamenii de mărie, ca să nu mai înțelegem. Deci despre aceasta este vorba. Am înțeles. Dintre cu domnul consilier, discuții, întrebări, numai astea două poduri să fie prinse, nu? Acum da, atât. Bine. Altcineva? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Abțineri împotriva. Deci la numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții cu numele amenajare drumuri de interes local în Comuna Busturoasa, județul Bacău, inițiator tot domnul primar. Au fost discuții în comisie. Domnul primar, vă rugăm. Da. Aici este vorba de amenajarea drumurilor Toderițeni, Sopcă, Copăcel, drumul la Biserică Camca și drumul de la Școală Camca. După cum știți, au obținut 100.000 de euro de la Galvalea Muntelui pentru aceste proiecte și întrucât nu ne-am încadrat cu suma primită de lei, am venit cu cofinanțare și s-a întocmit un deviz care trebuie aprobat pentru facerea acestor lucruri. Domnul consilier? Întrebări? Vorba de asfaltarea drumurilor, mai bine zis, da. Drumurilor care le-am numerat mai sus. Devizul a fost făcut de câte un proiectant autorizat și urmează până în urma aprobării devizurilor să scoate la licitație. Mai sunt alte discuții? Cu ce sumă minim la cofinanțare? Vorba de 1.700.000. Pe bine, îi dă TVA-ul înapoi, 880.000 de lei, în care îi dă, bine, îi dă 1.700.000 de lei. Ca să ne cadrăm, face cu pricole, cu șanțul să fie ca lumea. Deci, și lumea care are să mă dare. Da. Alte întrebări? Da. Dacă nu, supunem la bloc. Cine este pentru? 13 toate pentru. Abținem? Nu pot fi până la Numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții cu numele. Reabilitare Școală Generală Ioana Radu Rosete. Inițiator tot domnul primar. Domnul primar, vă rugăm. După cum știți, avem în derulare un proiect de reabilitare a Școlii Gimnaziale Ioana Radu Rosete. Aici a fost făcută licitație, a fost semnat ordinul de începere. Urmând ca zilele următoare s-a procedat lucrări. Și trebuie reactualizat devizul general, așa, trebuie să reactualizat devizul general, ca așa încerci. La PNDL, la Ministerul Dezvoltării, reactualizarea devizului general pentru școala generală a Rosete. Devizul e făcut doar numai pentru școala principală, nu și cu Chirișul. Dar nu avem treabă separată total, nu avem nicio treabă. Acela e un proiect, asta e alt proiect. Alte întrebări? Nu, dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Numărul 7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI-SA a amplasamentelor și asigurarea condițiilor privind executarea obiectivului de investiții cu numele. Lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundații. Drum și pârâu. Pârâul Ursului, localitate Busturoasa, Comuna Busturoasa, județul Bacău. Inițiator tot domnul primar. Domnul primar, vă rugăm. După cum știți, în ultimii ani au avut loc inundații pe pârâul Ursului și au fost distrus atât albia pârâului, cât și drumul de acces spre locuințe. Și ne-am gândit, am avut o solicitare la Compania Națională de Investiții, am avut diverse necesare pentru a începe acest proiect de reparare a pârâului, cât și a drumului de la drumul și părăuri, că altfel sunt la fel amândouă. și în programul de dezvoltare a Companiei Naționale de Investiții, pe perioada derulării proiectului, cum să vă zic, trebuie predată plasamentul pentru desfășurarea lucrărilor. Deci trebuie să predăm lor amplasamentul pe toată perioada de desfășurare a lucrărilor. Că altfel nu se face, așa prevede. Așa au fost la Căminul Cultural, le-a predat amplasamentul lor, așa au în obiectivul lor de investiții, trebuie să prevede că să le dăm pe perioada de urmă, după terminarea lucrărilor, să le dăm din nou unității administrative teritoriale. Alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Deci 0 abține și 0 voturi. Deci la numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherilor de vacanță. Inițiator, domnul primar. După cum știți, conform pe care an se face un regulament intern privind acordarea voucherilor de vacanță, care, ați știți, prevede mai mult de... Și fiecare an trebuie aprobat de către Consiliul Local. Asta e vorba de voucher de vacanță care se dau salariaților primăriei. Atât funcționari publici, cât și persoanele contractuale. Întrebări, dacă sunt? Dacă nu, vă rugăm să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Deci, numărul 9. Proiect de hotărâre pentru scutirea la plata impozitului pentru mijloacele de transport și taxă de salubrizare în anul 2019. De asemenea, domnului primar. Aici este vorba de mai multe persoane care solicită scutirea de la plata mijloacelor de transport și a taxei de salubrizare. Deci, lucrurile noastre, dacă l-ați analizat, să vedeți care se încadrează și care nu se încadrează pentru scutirea acestor taxe. Adică, nu știu, le-ați studiat în comisie, le-ați... Da. Care le dați ok, care nu, care se încadrează legal de scutire, le dăm, care nu. Da. Cred că l-ați studiat, nu? Da. Cred că e o singură excepție, nu știu, vreau să, dacă consilier, vreau să spuneți. Ce le dați fi scutit, da? Dar poți să nu mai învățați persoane, teniți? Care da, spuneți la vot. Domnul Zuzanei persoană, la care vreau. Din acolo. Este invitație. Nu, aici n-am zis. Deci la citire persoană, dar... Și are tot ce trebuie. Și dacă numește de pe fiecare în parte. De ce sunt toate persoanele? Dacă voi le-ați verificat toți, dați-le în drumul. Dacă se credeți că sunt la regulă, mai stăm o oră să le dezbatem? Iau acte medicale, totul e în regulă medical. E strict legal? Domnule, eu nu-s doctor ca să constat. Dacă doctorul dă certificat medical, se beneficiază. Vorba care a avut domiciliu în altă localitate și aduce dovadă că plătește... De altfel în comisii? Obiecțiuni, vă rog? La societăți care s-au închis, s-au radiat. La comerț? Discutim? Alte discuții? La școală, în alte localități. Alte discuții mai sunt? Supunem la vot. Cine e pentru? Și la ultimul punct, ca de obicei, diverse. Dacă cineva are ceva de spus? La urmă eu, după Consiliu, dacă se poate. După ce am discutat cu doamna contabilă, cu 2 ore, avem o problemă cu plata la gunoi. Indiferent dacă am strânge toți banii, ceea ce e lucru ideal, clar că nu e posibil, din practică, și am strânge miliard și un pic cât strângem, tot nu putem plăti tot. Așa că trebuie să ne gândim până la următoarea ședință. Fiecare consilier să vină cu o idee ce e de făcut. Ce e de făcut? Trebuie să găsim soluție, că dacă conform contractului avem 0,04 pe zi penalizări. Trebuie să găsim o soluție, că dacă nu găsim, intrăm în capacitate de plată. Și riscăm să fim dați în judecată, știți care e problema. Da, de am înțeles, nu reușim să plătim, dar plătiți și multă dobândă la bani care nu-ți recuperați. Da? De câte bani recuperați? La taxe. Am înțeles să vedeți că 60 de milioane vechi, lunar, pentru că puteți recupera bani. Nu ne-am zis să nu mă treceți. Nu, se plătează 1.400 lunar, plăteți taxa, adică? Când acum nu s-a plătit nicio dobândă. Da, se plătează 10 milioane, așa cum deja timp. Nu știu din ele ce au trecut și noi, conform de acordul lunar și pe numărul de cer, ar fi să facă 2.000 de lei, asta spune. Din ori mai pare, strâng nu mai e mult, este exagerat. Și altă situație care v-am spus-o și înainte. E taxa mică, una din cauza și la societăți, care tot acolo și pentru 50 de lei, care cu carcată dacă să trocă mașina, probabil că se ia la tora, nu se mai la lumea. Știu. Avem poliție comunitară, poliție urmărească, care generează curent mai mult, gunoi mai mult să plătească. Și ce facem atunci? O punem un milion, mă refer la banii vechi de persoane de societate și o să ducă de 5 milioane de persoane. Nu. Verificăm cât își fiecare îți plătească. Prin sondaj, verificăm și o gestare la persoană. Ai luat bolovani, în o grade, pui... Nu, dar nu e câte noastră soluții. Aici vreau că punem milion, 200, dar până la 210 milioane, știu. Mai trebuie să părem nepopular. Oamenii trebuie să înțeleagă, eu n-am nimic, că democrația costă și întreținerea costă. Dacă ați asistat la oraș, ne costă, chiar dacă asistă. Dar nu e vorba numai de asta. Și oamenii care sunt plecați din țară, vara când se vine acasă, nu se vine. Se vine în general și când se vine se face o curățenie generală. Construcții, construcții, deșeuri. Să găsim o soluție și acolo de plată. Soluția au spus-o în Dorinel. Eu tocmai asta am spus, dar persoana respectivă când vine din concediu, din Germania, de unde vine el, are condamnat? Mașina de ce oprești să ia bună? Nu, de ce oprești mașina să ia bună? Dar se ia și saj, domnule, se ia pe setul la oraș. Păi și atunci să plătim pentru ei, dacă nu. Nu am tot rău, dar spune saj. Găsim o soluție. Plătim pentru ei atunci. Cauza, vă spune, și taxa mică, una de cauză și asta ce ziceți voi, nu știu. Acum nu facem o analiză, dar vă gândiți până la ședința următoare să avem timp și venim cu soluții. Fiecare posibil, vedeți, unul vine cu propune, unul cu propune și luăm soluția cea mai bună. Nu avem, nu se încercăm, dar trebuie găsit o soluție cât mai putem merge așa, nu avem. Că și tot văzut destul de mare, acum am baia la termen și nu putem, nu mai putem merge așa. La bugetul local la nevoie să punem, iar la bugetul... Selectivul e altă problemă, aia e pe altă linie. Selectivul e... Discutăm la șoarele. Deci, cum o zis, domnul, ne mai gândim, timpul poate ne mai dă altceva de gândit și gândim cu soluțiile care sunt mai bune, fiecare, nu cei mai buni. Din moment... Bă, nu putem lua pe momentul ăsta, dar trebuie să ne gândim la... E bine că ne-a informat din timp, dar să putem să ne organizăm. Dintre domnii consilieri, alte probleme. Eu am răspuns la treaba asta cu bunul, cu abilitatea. Discutăm. Și facem o ședință extraordinară, ne întâlnim toți și vedem ce... Da, e bine așa, acum, noi la organizia a venit, cum zice domnul Șocan, să ne gândim, adică pentru viitor, cu ce soluții să venim. Nu ne putem lua pe moment. Pac, am bătut, dacă luăm la reprezare, iar ne ducem. Venim fiecare cu o soluție și discutăm contradictoriu. Și am mai zis că discutăm toți. Da, și avem, știu că o să ne contrazicem, poate pentru că e copil. Și aducem de la plecat. Alte probleme, dacă... Alte probleme. Mai aveți un bani de creșteată... Da, mă duc să-ți duci minutul ăla la tine, mâine nu știu, durat. A fost timpul urât, dar vedeam făcut, am dus pe râul Chirișului, toate drumurile sunt făcute de la A la Z, am făcut, tesi tot. Dacă mai am o bătița ta la tine, mai este acolo, pe drumul ăla de parcurs. Și pe drumul pe râul Chirișului, mai zice, cum bascul m-a rugat de la Agăș, când tractorul putea urca, îmi dă primarul la Agăș bascula, duc cu el și de acolo cu bulgări până în capăt. Dar ta face câtea parțe din comuna noastră, acolo nu pot trece. Pe la Agăș așa am făcut-o cu alii drumul, din partea aia. Facă și palanca acolo. Burenești s-a rezolvat? Din partea mea aveți tot sprijinul, orice... Este tot făcut. Deci, a fost personal cu un vice și unul era o băltiță mică așa, m-am dus și am pus, cât mâna că era, acolo am pus, peste tot, ca să fie tot mulțumiți. Dar m-am mai dus mas pe cale, ca am spus-o domnul Iftimi, mâine îl duci și îl gășnim, lăsăm și la pod aici, la doamna care la poștă să-și care și ea pe zi pod. Și acolo îl zăriți. Dacă dă Dumnezeu, după ce am aprobat devizul de investiții, ne apucăm și scoatem la licitații, adică scoatem o scătă de pisiap, materialele nu și ne apucăm și de poduri, să demarăm și repararea podurilor la oraia mică și oraia mare, face să fie bine. De acum Deci începe toate lucrurile cu toată Dumnezeu. Căminul spune să scoate anul la licitație, zilele astea să scoate la licitație și în turbine, e Căminul Cultural. S-au aprobat, le-a aprobat de vizul din nou și din nou, tot spune, și-a aprobat de comisia la CNI, deci nu scoate la licitație. Și la Ministerul de Sfânt, apoi scoate din nou, l-au scos două și erau să care, conform ordonația 114, trebuie să mai cadrau cu lucrurile. Da, da, da. Și acum l-am spus, nu... Mai avem școala cu ei și școala se terminată și mai aia licitația proiectării și construirii. Asta e, deci... La asta solicitate. Da, cu alte probleme, dacă pot să vă mai ajut sau... Alte probleme? Asta la zi, cu orice problemă. Domnule consilier, alte probleme? Dacă nu sunt, imediat proces de plată închisă, domnul vrea să ne spun ceva? Da. Dar nu un pic, de când așa ți-ai închisă, vă rugăm, rămâneți pe domnul să... Da. Două cuvinte. Să știți că, în general, eu nu intervin pentru că ședința va aparține dumneavoastră consilierilor locali. Dar fiind prima noastră vizită aici, într-o ședință de Consiliu Local, vrem să vă mulțumim pentru privire. Vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru ospitalitate, dar și pentru transparența decizională și doamnei secretar de asemenea. Filmările pe care noi o să le facem, noi nu le tăiem, nu le trunchem, nu le comentăm. Noi suntem o televiziune informativă de ședință, așa cum din momentul în care președintele de ședință declară ședința deschisă și până în momentul în care închide ședința, este continuă, nu se cenzurează de către noi, nu se comentează. Veți putea urmări, pentru noi să dăm pe Exclusiv TV, aveți, v-am dat câte o carte de vizită, dar am făcut un grup și pe Facebook, ca să fie mai ușor, că toată lumea intră acum, Exclusiv Brusturoasa, așa se cheamă grupul. Căutăm Exclusiv Brusturoasa. Da, Exclusiv Brusturoasa. Acolo veți putea viziona, de obicei, în 2-3 zile, ședința integrală. Atât am vrut să vă spun, vă mulțumesc, sunteți un consiliu liniștit, așa că ne bucurăm să putem promova Comuna Brusturoasa în județul Bacău. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte.